Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești, bancuri de pești. În povestirea noastră de astăzi, un grup de mămici și copii s-au dus să îl vadă pe Iisus. Mamelor și copiilor le-a plăcut să călătorească în grup și în lumea animală există anumite specii cărora le place să trăiască în grupuri. Ați văzut vreodată expresia banc de pești? Așa se numesc peștii care înoată împreună. În ocean există o mulțime de specii de pești cărora le place să înoate în bancuri. Peștii sunt în siguranță atunci când călătoresc în grup. Este mult mai ușor pentru peștii mici să evite să fie înghițiți de alți pești atunci când sunt într-un grup. Bancurile de pești îi ajută pe aceștia să își găsească parteneri și să vânese. Peștii mici pot scăpa mai ușor de un prădător atunci când sunt într-un banc. Peștilor prădători nu le place să se confrunte cu sute de pești. Când sunt în bancuri, peștii înoată în aceeași direcție. Ei stau foarte aproape unul de celălalt, dar sunt atenți să nu se ciocnească unul de altul, inclusiv atunci când întregul banc schimbă brusc direcția. Credeți că puteți învăța ceva din asta? Ce s-ar întâmpla dacă fiecare pește ar înota în direcția dorită? S-ar lovi unul de celălalt, nu-i așa? Iisus vrea ca și copiii lui să lucreze împreună. El vrea ca noi să fim apropiați unii de alții, să fim prieteni, fără să ne facem necazuri unii altora. Data viitoare, când vrei să deranjezi pe cineva, amintește-ți că peștii înoată unul lângă altul, fără să se lovească între ei. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!